domnule primar, domnule viceprimar, domnilor consilieri, stimați invitați. În conformitate cu dispoziția numărul 62 din 20.02.2018 prim, a primarului Comunii Baraba, județul Bacău, sunteți convocați să participați la președinții ordinare a Consiliului Local al Comunii Baraba, care va avea loc în data de 26.02.2018, la ora 10, la ședința, în sala de ședință a primării Comunei Baraba, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2018-mai 2018. Inițiator, consilierul primarul Comunii Baraba. 2. Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație ale anului 2017 a prețurilor de concesionare, respectiv a chiriilor pentru spațiile aflate în proprietatea Comunii Baraba. Inițiator, consilierul primarul Comunii Baraba. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care vor fi prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat în anul 2018. Inițiator, consilierul primarul Comunii Baraba. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Comunii Baraba, județul Bacău. Inițiator, Costel Dedu, primarul Comunii Baraba. 5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Tomoze Ioan. Inițiator, Costel Dedu, primarul Comunii Baraba și 6 diverse. Dăm citire la proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2018-mai 2018. Mulțumesc frumos, domnul președinte, dar am o rugăminte. Aș vrea ca să schimbăm ordinea de zi prin faptul de a aduce proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului. La numărul 1, suntem cumva în întârziere. Am încercat să respectăm și dispozițiile legii privind transparența decizională, dar suntem la limita respectării legii bugetului. Aș prefera să aducem bugetul la numărul 1, să-l terminăm, să-l aprobăm și domnișoara contabilă să plece imediat cu el spre aprobare la, Direcția Finanțelor Publice. Dacă nu, voi fi nevoit mâine sau poimâine să plec cu el la București, la Ministerul Finanțelor, să ne-l aprobe. Pentru că astăzi ar fi ultima zi de centralizare a bugetelor din județul Bacău. Domnilor consilieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Mulțumesc. Domn primar? Bun, domnul consilier, având în vedere adresele numărul 118 din 16.01.2018 și numărul 1811 din 10.01.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice, iași privind sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor defalcate din TVA, repartizarea sumelor din impozitul pe venit și a sumelor alocate din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și adresa numărul 3093 din 16.02.2018 emis de Consiliul Județean Bacău, privind sumele alocate pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură și asumări de facultate de TVA pentru drumuri comunale, în vederea încadrării în prevederi legii bugetului de stat pe anul 2018, precum și a legii finanțelor publice locale numărul 273 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local după cum urmează. Deci nu vreți să dau citire mai departe? Păi noi am citit, toți avem materiale, am citit, unde dezbatem pentru timpul... Valabil și pentru celelalte comisii care nu au fost joi sau vineri? Probabil că vor fi influențați, care, adică influențați. Au avut materiale. Au avut materiale. Au avut materiale. Probabil că. Am avut materiale, dar nu suntem de acord în forma în care este. Discutăm. Păi asta spun, discutăm. Ok, trecem de la discuții, da? Asta am materialele, le-am studiat cu toți. Așa, să câștigăm timp. Am scris la acord. Prima dată, nu? Cine se scrie la cuvânt pentru asta? Domnul Ciobotaru? Da. Și eu. Domnul primar, stimați colegi, stimați invitați și participanți. La ședința care s-a ținut anterior pe comisii,
a fost un subiect care s-a dezbătut în privința faptului că nu s-a alocat nimic pentru culti, pentru biserici. Am insistat la dumneavoastră și din câte mi s-au spus că nu există nicio posibilitate pentru a se aloca ceva bănuț în ce privesc cultii. Noi vă rugăm, dacă totuși aveți posibilitatea, sau eu știu, vă dă Dumnezeu înțelepciunea, ca să vedem cum putem scoate o sumă cât de mică pentru a fi în ajutorul cultilor. Pentru că este foarte necesară și ar fi rușinos din partea noastră să nu putem participa cu nimic. Pentru că la noi în comună sunt vreo 4 biserici și chiar 0 lei nu sunt frumoase. Mă aștept și răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Teribaș? Aceeași problemă, vreau să vă spun că este oarecum rușinos din partea noastră. Deși înțelegem că bugetul este mic și că n-au mai ajuns sume atât cât trebuia peste tot. Dar dacă este mic, asta înseamnă că micșorăm de peste tot, dar ajunge acolo unde ajungea de fiecare dată. Dom'le, mai puțin, că e bugetul mai mic, dar mai puțin peste tot. Nu excludem biserica. Nu putem să facem abstracții de faptul că acolo sunt strămoșii noștri care ne-au lăsat niște sate așa cum au putut ei, cu niște instituții pe care încet încet bani le închidem, școlile sau mai știu eu ce. Bună oară la Teiuș, școala s-a închis și adio școala la Teiuș. Mai rămâne de acum încet încet să abandonăm biserica și atunci cu ce a mai rămas? Cu nimic. Cred că sunt în asentimentul tuturor că nu putem face nimic fără Dumnezeu. Eu așa cred. Ați, oarecum, ați rămas, nu știu cum să zic, nu indignat, e prea mult spus. Când am jurat, nu, mai departe de acum 2 luni. Și n-am pus mâna pe Biblie. Apoi eu vă întreb pe dumneavoastră, care presupun că toți ați pus mâna pe Biblie din momentul ce ați rămas surprinși că eu nu așez mâna pe Biblie. Vreți ca, virgulă, cu mâna aceea cu care ați jurat pe Biblie, acum s-o ridicat să votați pentru un buget care exclude total biserica? Eu n-am pus mâna pe Biblie și vă rog frumos, și vă rog, așa cum vreți dumneavoastră, să nu facem, să nu excludem biserica din viața noastră, din satul, din comunitatea noastră, din comuna noastră. Mai puțin, ok, dar nu deloc. Nu se poate așa ceva. Nu? Cine nu strânge cu mine, risipește. Așa a spus Iisus. Domnule primar, ați candidat odată și încă o dată. La mai multe mandate vă doresc, din toată inima. Dar așa spune și în Biblie. Cine vrea să fie peste ceilalți, să nu uite că trebuie să fie slujitorul tuturor. Și aici mai avem de discutat la capitolul următoare. Deocamdată atât pentru asta. Să fie scurt. Mulțumesc, domnul Tiribar. Se pregătește domnul Blaga. Da. Având în vedere că suntem o comună în totalitate de creștini ortodoxi, așa, și știți prea bine că fiecare sat are biserica lui, așa, restul că nu are fiecare sat preotului, mai puțin, știți că Iisus este un număr foarte... așa, pe ultimul 10 ani foarte scăzut ca număr de locuitori. Deci atât. Bine, cum se confruntă toată comuna la nivelul ăsta, așa. Deci, pe primul loc, pentru mine, este instituțiile astea. Candidatura mea pentru asta s-a lansat, biserica, școala și sănătatea, care astea nu s-a respectat niciodată. Deci, niciodată. Așa. Deci, vreau să fie, să se facă, nu știu, ori își cedează domn primarul salariul lui de primar, ori vicile primar, sunt de acord și indemnizați-mi ca și consilier, dar să fie dată la culte. Deci asta vreau și la învățământ. Avem nevoie de oameni deștepți, nu de dobitoci, ca să-i putem prosti cum e la nivel de țară. Că prin asta s-au câștigat tot timpul alegerile. Deci ăsta au fost tot ce am avea de spus. Bine, acolo revizați după ei, trebuie să-l prezi pe ăsta. Domnul Luc. Da, deci Comisia Buget Finanțe s-a întâlnit în data de 23.02.2018 în ședința comisiei pentru a întocmi raportul de avizare. Pe marginea bugetului pentru anul 2018 au fost invitați și domnii consilieri de la comisiile celelalte, fiind bugetul comunii. Față de bugetul care a fost prezentat, au intervenit câteva modificări. Deci bugetul a fost analizat, a fost avizat favorabil cu 5 voturi pentru, cu modificat de când despre care vă vorbeam. La capitolul 65.02.20, transport, navetă, care de acest, s-a diminuat cu 3.000 de lei, rămânând suma de 5.000 lei,
Urmând ca la următoarea rectificare să fie completată suma necesară pe baza notei de fundamentare. Domnul primar era, nu? A spus da. Că așa. Nu, la momentul discuției nu aveam nota de fundamentare din partea cadrelor didactice. Am înțeles că ulterior au adus-o la primărie. În fin, la rectificare pe baza notei de fundamentare... La capitolul 67.02.20, zilele comunii Parava, s-a diminuat suma cu 5.000 de lei, rămânând suma de 10.000 de lei. Iar la capitolul 61.02.20, abonament internet, supraveghere video, s-a alocat suma de 8.000 de lei. De asemenea, la ședința pe comisii, nu am avut solicitări din partea cultelor. Deci, pentru culte. N-am avut solicitări... Adică, domnule, știți, avem nevoie de atât pentru cum ci... N-am avut nicio solicitare. Bugetul am discutat atunci cu toții, punct cu punct. Și ați văzut dumneavoastră, bugetul la limita funcționării. Deci, știți că am discutat atunci, nu? În ședință. Dacă găsiți surse, puteți așa, de unde să luăm? Să dăm și la copiul anului că potrivă. E simplu. Zile comunii Parava. Nu doar. Nu sunt de acord. Luat de acord, Daniel. Luat tot de acord, dacă e nevoie. Nu. Că nu iar de la nimeni la serință, așa să fac. Sincer. Are cuvântul domnul, are cuvântul domnul viceprimar. Am luat cursul de la cetățeni și asta o spus. Daniel. Eu vreau să răspund domnului consilier Blaga că anul acesta a fost un an, sau este un an mai dificil cu bugetul, dar... De ce? În fiecare an la culte au fost alocați bani. Noi ajutăm și Biserica și Învățământul și Sănătatea prin activitatea noastră de la ajutorul social. Dacă nu mă lăsați să vă răspund, atunci nu știți. Dar exemplu, pentru renovarea sau la bisericii din Parava, anul trecut noi am ajutat foarte mult și cu cei de la ajutorul social. Știați lucrul ăsta? Nu, cred, nu știați. Adică nu cu cetățenii dumneavoastră. Așa, anul trecut a fost dat buget pentru culte. Știați lucrul ăsta? Sau ați uitat? Foarte puțin, da. Cum foarte puțin? Și cu mare insistență, știu. Era. De la cine insistență? Okay. De domnul primar. De parte tot așa, câțiva consilieri. Foarte mare insistență. Da, am luat de altă parte și am dat... Da. Deci, nu că suntem indiferenți cu lucrurile astea. Știu că sunteți indiferenți, asta. Deci ați demonstrat un timp. Atât am avut de spus nouă. Are cuvântul domnul primar. Referitor la interpelarea domnului Tilibașa, să tăiem de peste tot, vreau să vă spun că bugetul am, la propunerea mea și a domnișoarei contabil, când de fapt partea de funcționare, de funcționare a lăsat domnișoarei contabil, Comisia Bugetului Finanță au sesizat că am tăiat de pe la fiecare capitol sau subcapitol. Deci am încercat să facem economii cât am putut noi atâta timp cât să funcționăm. Datorită acestui fapt că noi am avut excedent în anul 2016 și am avut fundamentat, pentru că discuția cu conducerea Consiliului Județean, de ce am avut excedent, s-au înțeles, s-au ajuns până la urmă și la urechile Ministerului Finanțelor pentru faptul, pentru care fapt primarii își țin acel excedent pentru că finanțarea unor proiecte, s-au înțeles și avem promisiunea că după 1 iunie se vor face rectificări și vom fi aduși cumva la bugetul care era nevoie. Da? Deci dacă noi am tăiat de pe toate capitolele și subcapitolele noastre pentru a funcționa, asta nu înseamnă că am neglijat biserica. Sau bisericile. Nu le-am neglijat. În fiecare an am chemat primarii, după cum bine știți, în Comisia Buget Finanță, în ședința de plen. Eu am fost ăla care le-am spus, veniți cu motivări, veniți cu fundamentări, cu ce vreți să faceți, ca să putem și noi să justificăm la rândul nostru cheltuielile. Anul ăsta n-am avut, nu am propus, anul nu s-a terminat. Sperăm ca într-o primă rectificare pozitivă după 1 iunie să putem să-i ajutăm și pe dânsii. Deci dacă vă uitați bine pe buget, la partea de supraveghere video, ne-am propus doar până luna iunie. În aminte, cadre didactice care deja nu aveau nicio fundamentare din partea școlii, din oficiu noi am pus undeva parcă 1800, 18.000. 15.000. Nu, dar inițial. Inițial 18.000. 18.000. Am chemat-o pe doamna director în ședința de comisie. A urmat ca dânsa să facă fundamentare, să ducă să vadă câte cadre didactice sunt navetiste, care fac naveta cu mașina, care fac naveta cu transportul în comun. Urmând, ca în perioada anului școlar, septembrie, octombrie, noiembrie și parte din decembrie, să putem să-i asigurăm această sumă din
o eventuală rectificare pozitivă după 1 iunie. Cum la multe capitole sperăm și noi în această rectificare pozitivă după 1 iunie să putem funcționa până la sfârșitul anului. Că acest buget prezentat așa și avizat de Comisia Buget Finanță, noi nu putem funcționa până la sfârșitul anului. Da, întâi dacă mai sunt de trebuie. Mulțumim, domnul primar. Are cuvântul domnul Bucăt. Deci, în proiect, deci, este clar, deci, singura sumă de 195.000 de lei care a fost acordată pentru asfaltarea drumului la Teiuș. Deci, restul e tot pe funcționare și am verificat, deci, dânsii au făcut ei economii, n-ai de unde să mai iei la funcționare, n-ai de unde altă sumă să o duci în altă parte. Deci, e singura sumă care e la drumul la Teiuș. Da. Pentru investiții. 195.000 de lei. Suma de la zilele comune parale. Asta e altă discuție. Face, propune, votăm. Ce pentru cetățeni? Doamnă președinte. Aveți cuvântul, domnul. Domnul președinte. Să nu credeți că în ședința pe comisie n-am stat să analizăm toate problemele care sunt necesare comune. Sunt foarte multe probleme. Avem nevoie și pentru poduri, în continuare, care sunt. Avem nevoie și pentru balastare. Avem nevoie și pentru... O să luăm un autocamion, doar știți foarte bine. Unde trebuie să punem, să facem o clădire, să stea, utilajele. Avem nevoie să dărâm și acoperișul de la bibliotecă. E necesar, pentru că plouă. Deja domnul vice a început cu... oamenii de la ajutor social să decomateze pereții. Încercăm să o facem funcțională. Nu avem o sală, pentru că știți foarte bine, nu avem o sală de cămin cultural unde e nevoie. Cât de cât poate fi folosită, zic eu, de către școală, dacă va fi gata. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut și analizând bugetul, de unde și cum să luăm. Chiar nu aveam, vorbeam și cu domnul primar, dacă luăm bugetul de anul trecut, să vedeți că la cheltuielile de funcționare, să vedeți cât au fost anul trecut, să zicem, la un capitol. Chiar să spunem combustibil, un exemplu am dat, combustibilul pentru autoturismele. Dacă anul trecut s-a consumat de o sumă de 2500 de lei, anul ăsta s-a redus, încă 30%, 40%. Cheltuielile sunt la mine, cum spunea și domnul primar, chiar nu ajunge pe întreg anul funcționarea Consiliului Local. Dar ulterior, sperăm în rectificări de buget. Știți foarte bine că o să mai avem, dacă o să achiziționăm autocamionul, știți că trebuie să achiziționăm un autocamion, de acolo, domn primar, vom primi o sumă, dar cine știe când o să o mai primi și mai aia, poate ne ajunge, ne ajută. E vorba de vreo 60.000 de euro. Știți foarte bine că am fost de acord să instalăm camere de luat vedere în comun. Aceste camere de luat vedere trebuie plătite mentenanță pentru ele. Abonament. Și abonamentul, da. Abonamentul. Deci ca să funcționeze, ne-am zbătut de ani de zile, de 2 ani, de 4 ani chiar spunem, și din mandatul ulterior, să punem camere de luat vedere în comun, să mai stârpim o leacă hoția, ca așa se spune. Și noi acum, de fapt, am făcut lucrul ăsta, dar asta să vedeți că la un moment dat acestea nu vor fi funcționale. Păi, trebuie să facem în așa fel să îi împăcăm pe toată lumea. Aveți dreptate că și la culte trebuie și acolo ceva, da. Dar să sperăm că în a doua rectificare, că știți foarte bine că pe parcursul anului vin rectificări, dar anul ăsta nici preoții de la parohii chiar n-au venit cu solicitări. N-au cerut. Prin dumneavoastră n-au cerut, probabil au înțeles că chiar nu există. În prima decadă a anului. Nu există. Toată lumea vrea să-și facă treburile, să meargă bine. Și e normal că sunt instituții care trebuie să funcționeze. Vedeți că avem și noi pe raza comunii noi ce unități deosebite și de anvergură de economice avem care să primim la bugetul nostru să primim bani. Nu avem. Avem un magazin care se stare bine acolo unde este o chirie modică. Avem apartamentul care este dat poliției. Ce să... Păi cum să... Dacă noi tot noi l-am dat pe hotărâre de Consiliu. Pentru că este în același minister al nostru, poliției să le luăm chirie. Și câte chirii poți încasezi, să spun, de la unitatea? Domnul Blaga, dumneavoastră vorbiți, în timpul nu v-am deranjat.
Comisia am stabilit, suntem, asta e tot ce s-a putut face. Încă nici, dacă vedeți, la unitățile de învățământ, cadrele didactice au nevoie pentru navet în suma de 300, 35.000 de lei. Deci mai mult, deci nici măcar, deci cam jumătate din suma necesară pentru naveta cadrelor didactice. Când am stabilit în comisie, am discutat, domnule, să se mai unească, știu eu, 3-4, să vină cu o mașină, pentru că, efectiv, așa este bugetul al nostru. Cred, nu mai credeți că numai la noi sunt și în altă parte ne-au probleme cu bugetul. Dar sperăm în bunul Dumnezeu că ne rugăm la El să mai putem recupera pe timp. Sau poate vom încasa mai mult la buget, poate vom recupera din amenzile care sunt de ordinul sutilor, nu? Sunt amenzi, domnul primar, sunt amenzi date, care ar intra în bugetul nostru. Nu? Referitor la amenzi nu intră în bugetul nostru, intră în bugetul de stat. Dar da. Am verificat oarea că lista de rămășițe da. De întreaga comună și am văzut că sunt oameni buni, platnici, dar care sunt buni platnici doar la rolul dumnealor, nu și la cel de moștenitor. Da? Și m-am uitat, am văzut, bă, de ce domnul plătește impozitul la timp, iar după tată sau după mamă sau după bunic, nu. Am avut o discuție cu compartimentul. În momentul când eu vin să plătesc impozitul, bun. Eu sunt bun parte când plătesc impozitul, dar să mi se aduc aminte că am și pământ după tata sau după bunicul sau eventual pădurii. Și atunci se poate forța o leacă nota la încasări mai mult decât o fost în anii precedenți. Referitor la banii care o să ne revin de la AFIR, joi am semnat contractul de finanțare cu AFIR-ul, așa cum s-a stabilit în AGA Gal Tamasidava, avem eligibil 60.000 de euro. Cât de curând o să dăm drumul la proceduri de achiziții, dacă ar fi după mine pași, așa să meargă pas cu pas, vorba domnului președinte, ar trebui pe undeva prin iunie, zic eu, fără contestație, să avem camionul în curte. În momentul când avem camionul în curte, eu fac dosar trașă de plată și în 60 de zile, AFIR-ul ar trebui să ne deconteze partea de eligibil, adică cei 60.000 de euro pe care se recuperăm. Să ne răspund și lui domnul Blaga cu ziua comună, am spus și la ședința de buget finanțe, o spun și acum, anul ăsta este anul centenarului, cred că toată lumea știm ce înseamnă centenar. De pe la Direcția de Cultură, de pe la Instituția Prefectului, tot timpul ne întreabă prin adresă ce evenimente pregătim pentru a sărbători și noi centenarul. A fost declarată această zi a comunei, pe lângă faptul că este ziua comună și este componenta proiectului integrat prin măsura 322, o dedicăm și centenarului. Tot pentru centenar, direct prin Asociația Comunilor și prin Instituția Prefectului, s-au făcut niște demersuri pentru niște înfrățiri cu românii din diaspora. Se bate moneda pe frații noștri de peste Prut și probabil cât de curând ne vom înfrăți cu o comună din raionul Iasloveni, Republica Moldova. Nu știu exact amănunte. Am văzut că deja s-a demarat Asociația Orașelor. Deja s-au întâlnit sfârșitul săptămânii trecute, săptămâna asta, sunt undeva întâlniți la Târgu Ocna, probabil că după întâlnirea la Târgu Ocna vor pleca și în oraș din Republica Moldova. Cred că aceeași pași vom urma și noi. Tot un eveniment dedicat centenarului. Deci nu putem neglija centenarul, pentru că, spune domnul Blaga, să luăm toți bani de la ziua comunii. Deci o ziua comunii implică niște costuri. Experiența mea și a vicilor primari pe care am avut și în mandatul trecut și în celălalt și în actualul, știe ce înseamnă. Eu am propus diminuarea de la ziua comunii cu 5.000 ca să ne ducem undeva să funcționăm în ce privește sistemul de supraveghere video. Nu putem să luăm tot de acolo. În afară de faptul că este dedicată și centenarului, avem obligația că suntem încă sub monitorizare a Uniunii Europene în ce privește aia 5 ani după finalizarea proiectului. Deci o activitate trebuie desfășurată, așa cum am stabilit-o prin o tărâie de ședință de Consiliul Local în data de 8 septembrie. Domnul președinte. Mulțumesc. Da, domnul Blaga. Discutăm la proiect, da? Da. Vă rog. Deci, având în vedere că suntem creștini, eu așa sunt creștini, știți? Și neam din neamul meu așa.
nu blocăm, prefer să luăm de oriunde ar fi, dacă nu dăm acum să treacă, blocăm, ori dizolvăm Consiliul Local, facem ceva. Pentru prima dată, intențiile mele astea au fost, care am spus că biserica e pe primul loc și învățământul, să nu scoatem dobitoci și biserica să ne îndrepte, care suntem un pic înclinați către ateist sau alte religii, alte culte de, știu, mormoni, în fine, mai departe, care sunt. Asta. Așa. Deci, dizolvăm acest, adică radiem din rădăcini, acest haloven tip America, Zilele Comune Parava, și dăm la cultele religioase, ca să fim înțeleși. Dacă... Mulțumesc, domnul Daniel. Domnul Tribaș. Nu sunt de acord cu colegul meu, Blaga, să luăm totul de la Zilele Paravei, dar vreau să vă amintesc că și noi, participând an de an acolo, am văzut că scrie acolo promovarea tradițiilor, ori n-am văzut promovate tradițiile care țin de comuna noastră aproape niciun fel. Cu excepția făcând acea fetiță care cred că doamna domnișoara Condrea sau cum o chema, care cânta foarte frumos, care cred că a fost pregătită mai mult prin sponsorizarea părinților decât de la comună, dar aici nu știu și nu mă bag. Poate că au dat și comuna ceva. În rest, nimic. N-am văzut promovate tradițiile din comună. Ori așa scrie în obiectivul acelui proiect. Deci nu sunt de acord să ia toate fondurile de acolo. Avem proiectul ăsta, e foarte bine, vreau doar să spun că trebuie să ne îndreptăm cu el spre ceea ce este el menit, pentru ce a fost făcut. Dar vreau să vă spun, domnule primar, că a spus că nu sunteți de acord să luăm de peste tot. Spuneți că s-a luat deja. Vă întreb și vreau să aflăm de la salarii. Că ați avut prin lege, e adevărat, posibilitatea să măriți salariile atât cât ați crezut dumneavoastră de cuvință că puteți să le și acoperiți. Prin lege, repet, nu că așa ați vrut dumneavoastră. Acum, cred că v-ați spus deoparte partea de salarii astfel încât să nu are nimeni de suferit din criza pe care spuneți că ne-a lovit și pe noi. Și spuneți că s-a luat de oriunde și s-a pus acolo unde trebuie, nu. Dacă spune domnul coleg, domnul Pișcu, că se vor mai face acele rectificări de buget undeva spre sfârșit de an, ei, eu vreau acum să împrumutăm, de exemplu, din fondul de salarii, că nu am spus că să se dea, să identificăm și sursa. Ok, vin și spun, ca și idee, haideți să ne împrumutăm o sumă oarecare de la fondul de salarii, urmând ca acele rectificări, cum spune colegul meu și colegul dumneavoastră de partid, când vin acele rectificări, să pună la loc ceea ce luăm noi acum. Să dăm și la culte. Am spus, dacă e criză, haide să fie criză peste tot. Și de la indemnizațiile noastre, da? Dacă e. Pentru că luăm de salarii, automat... Nu, Daniel, nu. De la toată lumea câte un pic. Nu de la toată lumea, la ce ne-am mărit, nu-i Daniel, te rog frumos. Deci, cotizația noastră reprezintă 5% din salariul domnului primar. O să primim și noi un pic mai puțin. Dar, în felul ăsta, nu ne facem de rușine să ne-am pus noi salariile deoparte, ne-am asigurat că nu ne se întâmplă nouă nimic și la biserică n-am mai fost de unde. Nu putem să facem lucrul ăsta, părerea mea. Am spus, iar la Zilele Paravei, la fel, nu se poate, mai ales că e anul centenar, nu o să ne facem noi de rușine acum. Dar, vă repet, nu trebuie să mai fie și acolo spectacol pe bani mulți, că, bineînțeles, nici nu o să mai fie de unde. Haideți să facem și ceva pentru a promova acele tradiții, că sunt în comuna asta copii talentați sau dacă nu știm, e vina noastră că noi am descoperit, prin ce îi descoperim? Dacă în cadrul acelei sărbători câmpenești, dacă e pe câmp acolo, sătească noastră, nu încercăm să-i aducem pe scenă, să încurajăm, să sponsorizăm eventual niște costume populare, am înțeles că s-au primit acum câțiva ani niște costume și le-am văzut chiar când au făcut părintele Avagero o șezătoare. Dar de atunci nu le-a mai văzut nimeni. Deci înseamnă că există și că a fost un precedent, că se poate și că mai trebuie să mai lucrăm și acolo. O să mai veni discutat, dar acum e în buget, nu ne îndepărtăm de la subiect. Buget. Deci, repet, nu voi vota acest buget dacă nu include și ceva la culte. Și v-am spus, luăm de la salarii, sub formă de împrumut, dacă nu se poate altfel, urmând ca la rectificare să pună la loc.
Dar haide să nu ne facem de rușine în fața comunității întregi, că ne ducem în sate și ne blesteamă toate băbuțile, toate astea. Cum mă să nu se dă? În fiecare an s-a dat. Ceva acolo, nu se poate. Sunt proiecte începute pe la biserici. La Teiuș, extinderea praznicarului nu s-a făcut anul trecut și nici acum. Ea că hai să nu facem acum, sau bisericile s-au sfătuit între ele. Dăm întâi la Drăgușani, după aia la Parava, că se acopere biserica, și după aia vine și Teiuș. Și acum mă duc și spun în sat, păi nu, că n-au fost anul ăsta bani. Și o să spună, păi cum, dar pentru salarii iau? Păi iau că și-au pus deoparte. Totul astfel încât ei să nu sufere. Nu, suferim cu toții pentru că ne afectează pe toți. Asta este. Nu sunt bani, nu sunt pentru toți. Și primim mai puțin un pic. Și din picul ăla, de la toți, s-a acoperit și la biserică. Părerea mea. Mulțumesc, domnul Tulibar. Mulțumesc și Dălibașa, nu poți să umbli în podul de salarii pentru a da niște bani la culte. Deci eu n-am o problemă cu cultele, doamne ferește. Din contra, eu am fost pe ăla care în fiecare an am chemat preoții aici să fundamenteze pentru ce le trebuiește. Deci fondul de salarii este fond de salarii. La biserici ar mai putea să depună și niște proiecte. Eu când mă duc la Consiliul Județean pentru susținerea bugetului, mă duc cu proiecte și cu înscrisul și demonstrez. Uite, am depus proiect pe PNDL 1. Îmi trebuie pentru confinanțare valoarea D. Am depus pe PNDL 2. Întrebi pentru confinanțare valoarea D. Am depus la AFIR. Întrebi. Deci mă duc cu înscrisul și cu probe. Nu mă duc așa să spun că, uite, vrea părintele. Deci niciun părinte nu a venit aici. Cu niciun fel de document. Acum n-ar fi fost problema că nu a venit părintele cu document. Lucrul ăsta ne-l prevedeam noi. Chiar dacă venea părintele sau nu venea, aducea ulterior, cum a fost și cazul școlii. Deci nu putem să luăm din fondul de salarii și să ducem noi acum să spunem că facem o sponsorizare la culte, umblăm la fondul de salarii. Urmăm ca la rectificare să punem la loc, am zis supărăm. Nici fondul de salarii nu este suficient până la sfârșitul anului. Da, domnule primar, dar noi plătim și o amendă. Acolo, pentru ce să o plătim? Că v-am cerut cu toții să ne aduceți și nouă motivarea acelei amenzi. A spus că o să aduceți, că n-ați adus-o, astăzi să vă prezinte și noi o solicitat. Era frumos până la votarea proiectului care trebuie să treacă în regim de urgență să fim și noi clarificați cu acea amendă. Ne sorbim și nouă tot felul de informații pe colo-colo. De ce n-ar trebui să fie? Eu cred că m-am dus la cunoștință publică cu povestea asta. Să vedem și noi negru pe alb, pentru că au fost niște probleme. Vedeți cum vin? Așa. Când trebuia să le avem de la dumneavoastră. Da? Cum și aia ne tot la mine? Au fost niște controle, da? Au fost niște rapoarte întocmite. Ce spune la raportul ăsta din numărul 2717, da? 2717 din 30.04.2013. Problemele sunt vechi, dar noi plătim acum pentru alea din urmă, da? Și spune așa, instituirea, deci v-a spus dumneavoastră ca și recomandare, instituirea unei comisii de cercetare administrativă la nivelul primăriei Parava, destabilirea persoanelor răspunzătoare de încălcare prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34/2006. Și după aia, stabilirea persoanelor răspunzătoare de încălcare prevederilor legale și totodată stabilirea volumului și întinderii prejudiciului creat și recuperarea integrală a acesteia. Deci, cu alte cuvinte, dacă s-a făcut o problemă, o scăpare din nu știu ce, cineva trebuia să răspundă și tras la răspundere. Sancționat, eventual, nu știu cum, dar trebuia. Ați făcut lucrurile astea astfel încât să nu primiți acea amendă pe care să o plătească Comuna Parava, din bugetul comunii. Păi ce Comuna Parava a întocmit sau n-a întocmit ce trebuia la timpul potrivit? Nu! De ce trebuie să plătim noi toți cetățenii pentru niște prostii de care se fac vinovați un nominal, 2, 3, 5 persoane? De acord. Există o comisie de cercetare administrativă, așa cum scrie în raport. Deci comisia era deja instituită înainte de raportul curții de conturi. Da? Suntem încă în corespondență cu o firmă de consultanță. Deci comisia asta lucrează. Dar între timp se plătește acea amendă, că am înțeles că v-a spus anul trecut, în luna mai 2017, m-a avertizat încă o dată să opriți plata acestei amenzi din bugetul comunii. Se plătește în continuare sau nu? Se plătește pentru că avem o eșalonare pe 36 de luni. Și nu sunt bani pentru curte, dar sunt pentru amenzi. Pentru prostii făcute de cineva. Nu sunt niște prostii făcute de cineva. Așa este. Domnule primar, încă o situație.
Nu mai am timp să le studieze acum. Bine că vin. Domnule primar, balastarea ce din 2014 la Teiuș, ani în care eu mergeam la facultate cu cismele de cauciuc, le schimbam undeva pe șosea și luam ghetele. Că nu puteam să mă luam de state cu ghetele pline de noroi, că mergeam conform cântecul, merg pe grabă, țin de drum. Nu puteai să mergi prin sat din noroaie. Am înțeles că se făcuse acele șanțuri, s-au pus apa. Dar balastul e balast, noi stăm lângă Siretul, nici balastările. Dar a fost trecut în 2014, luna decembrie, balastare la Teiuș, care n-a fost făcută niciodată. După care ați mers prin sat și ați semnături de la anumiți cetățeni, fideli dumneavoastră. Și a spus, nu e așa că s-a adus piatră? Da, dați vă o semnături. Eu? Nu dumneavoastră, personal. A fost domnul vice, dumneavoastră acum spune oamenilor respectivele, eu n-am v-am pus să semnați. Și poate că nici nu am pus dumneavoastră. Eu am venit și am condus mașina. A fost doamna Lili, cu nata dumneavoastră. Doamna Hocoi mi-a spus, zice, a, păi cum, eu n-am știut ce am semnat. Ai fost cu doamna Lili? Dar da. Cel de la Curtea de Conturi ne-a trimis. Așa, și v-ați dus la audit și la asta, domnule, unii cetățeni spune că au adus balast. Dar în decembrie, balastare 2014, n-a fost niciodată. Și atâtea mașini. Și păi ca să aflu că de fapt nici nu a fost comandă pentru acel balast. Deci s-a dus fără comandă, ca drept de nu s-a dus. Da. Fără aviz din soțirii, fără nimic. Cum era să aviz din soțirii dacă n-a venit balastul ăla? Zeci de mașini de piatră. Dar plata era făcută în dublu exemplar. Pe fiecare mașină plătită de două ori. Mașină care n-a pus fizic, nu a fost. La un, la și noi mergem din noroi, nu mai scăpăm de noroi niciodată, pentru că, într-adevăr, când se fac gropile, ce ne mai zice, la mașină mai întinde un pic gruma aia de balast care a rămas de la loc, dar nu s-a mai pus peste. Dar fictiv s-a pus. Și astea sunt probleme pe care Curtea de Conturi vine a descoperit. Pentru că și cu sucul ață, albă, roșie, se vede. V-a avertizat, v-a sancționat, noi plătim pentru niște prostii făcute. Nu știu cine, ce și cum să răspundă, să plătească și să aducă par la buget cei care au făcut prostii, că nu le-am făcut cetățenii. Astea sunt aici scrise, nu le-am scris eu. Referitor la contractele de servicii pentru lucrări de reparare a drumului comunale din Comuna Parava anul 2014. Respectarea prevederilor legale privind finanțele publice și achiziții publice. Primarul, în calitate de ordonator de credere, va dispune măsuri concrete și reale pentru stabilirea întinderei și cuantumului sumei plătite nelegal și nerecuperată, inclusiv a majorărilor legale. La care vedeți? Balastarea din 2014. La problemele celelalte mai vechi. Sunt niște codițe care ne urmăresc și ne costă bani și de asta nu ajung banii, domnule primar. Și trebuie spuse și arătate. Dacă n-aveți nicio vină, deocamdeți-vă noi până la ziua. A fost făcută și chiar ne-am permis, nu erau asfaltul ăsta din Parava, nici nu era făcut. Erau gropile alea și chiar am băgat balastru și în gropile astea și chiar au înghețat. De asta spun că chiar s-au făcut în decembrie. Și chiar au înghețat balastru în gropițele alea și au rezistat până când s-au dezghețat iar. Atâtea mașini? Nu. S-a pus și la Teiu și la Schid, pentru că după lucrările la canalizare și la apă, știi cum arăta drumul ăla? Deci n-a fost tot fizic să aducă atâta timp, în așa timp scurt, atâtea mașini de multe. N-a fost. Dar cât timp sunt? Când păi cine așa mai poate măsura? Erau, dar s-au închis că ai băgat și la Schid, ai băgat și cu uliță la Rădoi, ai băgat și la Teiu. Când întinzi o mașină de piatră din capul sandului până în celălalt, nu mai este o cantitate măsurabilă. Că nu mai, cine știe stratul cât ar fi dacă ar fi înșirat. Haideți să vedem, nu suntem. Domnul Telebașa, mașinile vin cu bon de cântare. Nici o mașină nu circulă fără bon de cântare. Aveți de soție de problema e că nici n-a fost. Aviz, nici comandă făcută. Nu există. Dar este plată. Nu există. Acum mi-am adus aminte, dar domnul Vizor își spune e făcut o balastare care nu se justifică, că nu există proces de bar de recepție. Și am zis, dacă este așa, eu îmi tai mâine. Am început cercetările, s-au făcut acest proces verbal de recepție, numai că domnul Bucă, viceprimar la timpul ăla, omis data din decembrie, nu? Parcă așa era. Da, au fost făcute două balastări. Două balastări în același an. Cu două procese verbale de recepție diferite. Deci balastarea de primăvară și balastarea de toamnă, pentru că atunci a venit o rectificare de la județean spre sfârșit de an. Așa, da. Da, și atunci s-au făcut... În decembrie, de fapt, de iarnă. Nu. Dați-mi voi să vă răspundă. Și atunci, din 2014, am înțeles aspectul ce a spus dumneavoastră. De ce tocmai acum v-ați dus ca să adunați semnături? La ceva vreți să plec postiți? I-ați înștiințat întâi să știi pentru ce semnează acei cetățeni în sat? Cetățenii nu știu. Sunteți cunoscători de cauză de ce am venit la dumneavoastră cu tabelul să semnați aici? I-ați spus pentru ce semnează? Eu vreau să mă dedic să mă duc personal la toți cetățenii care ați fost. Și-o dat semnătură. Mi-a spus foarte mult să-mi te iuși. Și în Drăgușani.
că s-o barastrat. Și nu este adevărat. Ați trecut, nu știu, 100 de mașini, un miliard de metri de pur și simplu ați spurcat tot sasul, vă plată mașini de piatră, atât. Și străcuți 10 de mașini. Și străcuți vreo 100 de mașini, nu știu cât. Nu, aici vă poate confirma domnul Bucă mai bine decât mine. Domnul, i-am văzut ce ne-a desfășurat domnul Bucă. Eu vă spun că astea sunt probleme. Greșeala a fost, care s-a scos în procesul verbal, a fost din calculator, a fost data de la ala din bar și de-aia domnul spunea că nu. Deci a fost și proces verbal. Deci au fost comisii, de recepție, a fost tot. Deci a fost singura greșeală, fie două malăstări făcute în anul ăla, la a doua din... Când s-a scos procesul verbal din calculator, că nu fără, a rămas data de la ăla din vară și dânsul atunci, aia a fost toată chestia. Comisii de recepție diferite, pentru că era consilii locale diferite. Aia din vară era pe mandatul... Și erau și membrii din comisia de recepție alții. Și era alți membri din... Deci vedea clar că nu era mandata acolo, era o greșeală. Nu cred eu că cei de la Curtea de Conturi nu știu ce... Curtea de Conturi au vrut să verifice dacă într-adevăr au fost făcută bala asta de respectiv. Păi de-aia s-a dus și... De-aia s-a fost. Și eu am dat explicații pentru acea bala stare. Și eu am fost aici și acum m-a chemat domnul la Curtea de Conturi. Și eu zic, ce e ce aici? Ai văzut? Da, domnule, au fost făcute. A fost și domnul Andrei în comisia aia. Și dându-și semnază. Nu își amintește nimeni că ar fi adus balastă. Păi altfel nu eram să... Nu plăteau cu funcțiile. Am înțeles. Păi Curtea de Conturi nu cred că se joacă așa. Nu, dar a făcut recomandări să se stabilească persoanele răspunzătoare. Eu cred că a adus un subiect. Să stabilim persoanele care se fac vinovate de toate. Pentru balastare nu... Și pentru ce? Am dat cu Senatul aici, am făcut. Pentru contravenție, comisia lucrează încă. Lucrează încă. Dar plătim încă. Deci nu a venit până să stabilește cine e vinovat, fapt că și s-așa, achitat de unde? Din bugetul nostru. Nu, se recuperează. Că dacă ați citit cu atenția, fără spune, se recuperează. Deci se plătește, dar se recuperează. Mă rog, și nu sunt bani. Deci e vorba de o firmă de consultanță care și-a schimbat adresa de domiciliu, cu care facem corespondența acum și începem să identificăm domiciliu, adresa de... Sediu. Sediu. Și încercăm să-l identificăm să ajungă înștiințarea la ei. Deja la una dintre persoane vinovate au ajuns. Vinovate. În propriu spus vinovate, dar nu putem dovedi nevinovăția ei sau nu-și poate, doamnă, să dovedească nevinovăția. E vorba de publicarea unui anunț în SIAP la o procedură simplă de decizie de șantier. Au încercat să o facă. Legea spune că când termen din cezările de la atribuire trebuie anunțat în SIAP. SIAP-ul nu a funcționat. Nu avem nicio dovadă după 3 ani jumate, după ce această faptă, chiar dacă ar fi fost făcută cu bună intenție, era prescrisă. Nu avem nicio dovadă, SIAP-ul nu-ți dă nicio adresă. Acum, recent, văd că SIAP-ul spune, e maintenanță între, de la data de, la data de, între orele de. Și atunci poți să te spun, da, uite, n-am putut să mă scriu un termen, pentru că avem maintenanță la SIAP. Atunci, nu aveau, fața nu poate justifica. Tot mă întreabă ce să fac, ce să fac. Mai e răbdare o leacă să vedem procedura mai departe. Cum dau de firma de consultanță, probabil cu firma de consultanță, pentru că acolo e grosul, probabil că o ajunge în instanță. Deci comisia lucrează și se va recupera acest valoare. Spuneți că după anumiți ani se prescrie anumite... Păi nu se prescrie, asta nu se prescrie, pentru că acțiunea e demarată. Dacă stăteam așa în depăsări, da, se prescria. Eu asta am vrut doar să semnalez, nu altceva. Faptul că noi plătim totuși niște bani pentru niște prostii făcute. Prostii pentru care nimeni nu s-a găsit vinovat și nu s-a tras la răspundere. Cel care a greșit, acela trebuie să plătească. Vreau să vă spun că nu sunt prostii. Pentru că dacă ați văzut acolo în motivare, se spune Comisia Parava a solicitat un OASAS. Da? De la către cei, nu știu, ofertanți cât o fost. Care, la timpul ăla, nu îl interzicea nimeni. Da? Deci această procedură a fost întoarsă de ANRMAP de două ori înapoi. Motivând că la nu știu care articol din fișa de date s-a încălcat prevederile ordonanței 34. Asta e treaba Agenției Naționale. Să verifice achizițiile publice. Ne-au întors înapoi, am rectificat-o, am trimis-o din nou. Iar ne-au întors, a doua oară, iar motivând nu știu ce încălcarea lui de 34. A treia oară ne-a dat verde.
Deci putea să se sesizeze și faptul că noi am cerut acel OASAJ. Nu, nu ne-am dus înapoi din motiv. Nici nu avea motiv pentru că la timpul ăla nu era restrictiv. După 6 luni de la procedura noastră, s-au trezit ei și au spus că OASAJ-ul ăla este restrictiv, nu poate participa la număr mai mare de ofertanți, pentru că noi l-am cerut OASAJ-ul ăla sub forma să vină firme mari care se poate duce la depenire un contract fără probleme. Cu tot cu OASAJ, probleme tot le-am avut. Sunt, alea sunt pe, în discuție. Văd referitor la plățile efectuate nejustificat către Ion Energie România, Târgu Mureș, reprezentând taxa pentru serviciul public de televiziune și radiodifuziune. Cum adică plăți efectuate nejustificat? La ce se referă? La punctul 14. Vedeți? Sume de bani date între iulia. Se referă ca la orice persoană fizică. Deși nu spune că plăți efectuate nejustificat. Tu, ăsta e un abonament care ți-l cumpăr. Factura de la energie, probabil ca instituție, ca persoană, nu trebuia plătit. De radio. Bănuiesc. Nu mi-aduc aminte, trebuie să mă documentez. Dar aia bani se recuperează dacă se poate. Referitor la consum de apă, în efect. Are cuvântul domnul Bucăreț. Da. Domnul Marcel, referitor la chestia cu amenda. Noi am mai discutat-o aici, domnul primar. Da, dar nu ne-am pus încă niciodată de asta. Asta am spus și noi. Problema era că dacă nu aprobam, deci dacă amenda aia nu era plătită, bine, i-ai plătit în rate. Blocau, îți blocau conturi și nu mai puteai să faci nicio investiție, nu mai puteai să faci asfalt la Teiuș, nu mai puteai să faci foraj de apă, nu mai puteai să faci... Deci îți blocau conturile primării și ulterior domnul primar a zis că face toate demersurile, să vadă cum să... Am înțeles, că dumneavoastră v-ați scris acolo, că am cerut, da. A domnului primar. Ok, da. Și ca să meargă treaba mai departe, am înțeles asta. Treaba trebuie să meargă mai departe, nu putem să blocăm o comună, nu? Am înțeles și foarte bine. Dar, de ce tot spune că ne aduce să vedem și noi motivații, să vedem cu toate. Am înțeles că deja eu fost dat. Da, dar trebuia să o aduc atâtea ori de când am cerut la 2016, să vedem că vreau unul de paritare de mandat. Cu tot timpul mi s-a fost dus și în eroare. Asta au fost. Nu vorba de niște nu v-ați trebuit să aduceți să vă jetați în urmă. Nu v-ați perintat numai după minciuni. Deci vreau să vă spun că trebuie un management bun, nu defectuos, al banilor. Dacă sunt puțin, cum am spus mai devreme, mai puțin să ajungă peste tot, dar să ajungă. Asta ține de aici încolo. Eu n-am venit aici să dezgrop morți pe care poate nici nu i-am cunoscut și nu mă interesează. Că nu răspund eu de ce au făcut alții. Dar de aici încolo, pe mine mă interesează să nu aibă niciun compartiment, sector sau știu eu ce, de suferit că nu sunt bani. Când ăla nu sunt bani? Păi bine că ne-am pus noi deoparte pentru salarii, pentru indemnizațiile noastre de consilierilor. Așa ne vor judeca oamenii, domnule primar. Oamenii care ne-au trimis aici să-i reprezentăm. Domnule, păi cum să ne ajungă nimic? Că nu sunt bani? Păi sunt mai puțin, nu? Că nu sunt deloc. Mai puțin să ajungă peste tot. Părerea mea. Mențin același domnul lucru. Și n-am să votez. Da, deci, domnul Maricel, dumneavoastră sugerați să se diminueze salariile. Sau ceva de genul ăsta. Luăm un pic de unde este ca să punem și la biserică. De altă parte, a spus că cine-i vinovat de amenă sau cine ar decât să plătească în prejudiciu, să nu plătim noi comună. Asta e recomandarea auditului. Sunt de acord. Cu 7 milioane să ar un funcționar a primării. Să-l mai pui să mai plătească. O greșit o virgulă. Deci noi ce vrem până la urmă? Performanța, ca să obținem performanță funcționarea aia, ca să au mare răspundere, trebuie să fie și plătiți. Da, înțeleg. Pentru că răspund pentru ce aici. De domne, nu e așa. Prejudiciu, am înțeles că e mare. Nu e așa, un pic. Păi nu, aici e 100, nu? Că 200 de mii, nu? 200 de mii, da. 200 de mii, amenda. Până la urmă, funcționarii ăștia trebuie să aibă să fie și plătiți, că și răspund pentru ce aici fac, nu? Păi e de 10 ori cât am cerut noi pentru toate bisericile acum. Și spuneți că nimic? De 10 ori. Domne. Această doamnă care a funcționat pe perioadă determinată pe compartimentul achiziții publice, la timpul ăla nu știu dacă lua 500 de lei salariu. Exact. Bun. Trebuie să-și asume și responsabilitatea, putea să iei și un leu salariu. Dar nevinovăția ei o văd din cauza că la timpul ăla știu că insistam eu, doamnă, te rog frumos, atribuirea, uite, nu mergi, uite, nu mergi. Bun, nu a mers două zile. Au fost trei care ar fi putut. Nu știu dacă aș putea să o consider vinovată pentru că s-a lăsat pe ultimele două zile. Nici eu nu mai știu exact cum a fost, pentru că toate lucrurile astea au venit după 3 ani jumate.
Da? După 3 ani jumate și apoi a început demersul meu în instanță cu Ana Remam. Care a durat iarăși vreo 3 ani. Ca să discutăm constructiv ce facem cu proiectul acum, că asta e caldă treaba, nu spuneți că vreau diminuarea salariilor. Am spus și dumnealui a spus, vor fi rectificări, se vor putea pune la loc, astfel încât să nu fie nici o centimă la salariu mai puțin. Suntem sigur că rectificarea aia va fi pozitivă. Nu, o bună colectare, corectă și în spiritul legii, dar o bună colectare a tuturor datornicilor, a tuturor lucrurilor care pot să facă bani, poate să aducă bani. Și până la urmă, cât am cerut? 20.000 de lei ajung pentru toate cerurile, fără probleme. Da. Dacă ar fi ce toți cetățenii, mă refer la localitatea mea, domnul Filibaș. Da. Mulți cetățeni din localitatea Rădoia sunt plecați. Ei când vin prin Navus și plătesc taxe și impozite, până atunci de unde luăm bani? Păi luăm acum de unde este și atunci până la loc. Asta vreau să spun. O menționat. Am luat de acolo, am pus acolo. Am ca să fie toată lumea în păcate. Asta a fost, că nici solicitarea... Nu se mai poate ca anul trecut, dar mai puțin, dar dăm ceva. Nu au venit din timp. Dom'le, vreau și eu 5 milioane pentru Rădoaia, că am dictat. Haideți să nu apărăm în fața oamenilor, ca și tu ne-am pus cu toții la o înțelegere, nu dăm la biserică. Și pe ce bază dăm? Păi de adică trebuie să avem aici, trebuie să avem o rotă de fundamentare. Vrem să facem aia, un deviz pentru să ajungă de unde să ajung, rezulte suma respectivă. Ca așa, că așa a fost în anii din urmă, în anii anterior așa a fost, domnul. Veneau părinții, rotă de fundamentare. Nu că așa, e obligatoriu așa. E obligatoriu, asta e legea, deci nu mai fac pe ce bază dăm. Ar trebui să identificați probleme la fiecare parohie, dacă sunteți... Da. Problemele a venit la noi aici în față și... Bine, că asta trebuie până la urmă, nu? Nu sunt identificate probleme. Părintele la Drăgușan, părintele la Parava, părintele la Rândoaia. Păi ne-i cu o serie solicitări. Am nevoie cu ăla, am nevoie cu ăla. Și la următoarea rectificare din buget, nu este nimeni împotriva bisericii. Poate să o facă și de acum. Poate să o facă. Puteți să vă implicați, de exemplu. Ascultați-mă, problemele sunt identificate. Deci să știți ce lucrurile se întâmplă. Aici e vorba de urgență. Lucrurile vor începe în primăvară. Păi și avem un document? Și asta e. Trebuie identificat. I s-a spus că s-a depus documente. Acum... Păi unde? Da, uite, îl avem pe masă documentele. S-au depus documentele justificative pentru cheltuielile de anul trecut și alea foarte greoi. Pentru că părintele când se vede cu bani în cont, spre exemplu, discutam cu părintele de la Rădoaia. Părintele la Rădoaia din cotizațiile enoreașului, din avea și dânsul un cont acolo și... Noi am dat bani pentru materiale de construcție, iar părintele vin la mine să spună că știi că eu cumpăr linguri, cumpăr... Întrebec părinte. Deci fundamentare mi-ai spus că trebuie pentru casa plasnicală, ciment, var, gresii, mă rog, materiale de construcție, și vii și mi-a aduci mie facturi acum de linguri și castroane și trebuie. Deci nu așa. Păi și ce să fac acum? Nu știu, te duci și scump pentru că eu mi-am luat cimentul din banii mei. Păi nu știu, te duci și cumperi materiale de construcție. Deci eu, ca să-ți decontez factura pentru banii care am alocat anul trecut, amintesc că e materiale de construcție conform fundamentării care i-a adus-o la începutul anului. Și lucrul ăsta cam cu fiecare preot aproape am avut, de fiecare dat cum fost chemat și la auditul curții de conturi, părinții ai făcut cu banii, cum ai cheltuit, cum... Păi aici am avut tabul, am avut cineri, am avut de avară, sunt acoperiți, eu nu spun cum asta. Avem o parte din materiale, dar mai vrei maloperă și bani pentru maloperă nu avem. Dar asta ce are noi acum, că astea sunt primii urgenți. Știu, și vă spun eu că părintele nu se reivare și cheltuiască banii alocați de noi pe manoperă, pentru că cheltuim banii alocați de noi pe manoperă, părintele trebuie să vină cu deviz, cu factură și atunci trebuie să plătească și contribuțiile la stat. Și nu se-i convine părintele, pentru că de fiecare dată, de fiecare preotă, dar cu astea manoperă o fac așa. Păi dacă o faci așa, eu nu pot să-ți dau banul cash din primărie, să te duci să plătești, nu știu, 10, care o fie ăla care lucrează pe acolo, la negru. Da? Nu, lucrăm cu o firmă. Păi și nu se-i convin. Deci, de deci ajunge mult, m-a fost cu postul de poliție. Ajunge mult, da. Da? Și atunci am zis, părinții, bun, pentru cele solicitate, justificați materiale de construcții și m-am dat vreau plătiți din organizația Enoreașului, sau mă rog, din alte surse pe care le aveți. Da, și părintele de la Rădoaia, domnul Panaite, când aveți ședință, m-a anunțat și pe mine. Zic, da, l-am anunțat. Că am nevoie de bani pentru pictură. Păi zic, te puneți o cerere, faceți ceva, veniți la ședință. Păi ce nu m-a anunțat primarul că... Și nici pe unul? Nu ne-a anunțat.
Păi zic, dacă nu s-o băga la curte nimica, dar trebuia să veniți cu un program, cu un proiect, domnule, am nevoie de atâția bani pentru. Cum a fost cu Casa Prasnical, ați văzut anul trecut, o ceda Parava pentru Rădoaia, 150 de milioane. S-o făcut, s-o drez, mai avem de muncă la ea, asta e. Domn primar, vă rog frumos să continuați. Păi eu nu, dacă nu trebuie să... Domnul primar, da. Atenție. Dar de ce n-am voie? Nu, nu. Deci, avem voie, domnul președinte. La diverse. La diverse. Da, la diverse, domnul. Nu de pe jurăul, nu așteptam, domnul. Ui, până la diverse. La diverse. Nu mă văd, se uită repede. Prind eu și uită repede. Domnilor consilieri. Citește legea 205. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 4 și anume privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Comunei Parava, județul Bacău. Cine este pentru? Aici am... Deci grupul PNL este de acord, votează bugetul cu mențiunea la... cu oamenii, dar deci domnul primar să-și asume. Da. Deci eu mă abțin, nu văd. Și grupul PSD, nu? Domnul Vău. Votăm bugetul. Dar votăm și noi votăm cu să fie menționat în procesul ceva. Mulțumesc. Domnul 10, bugetul. Aici stabilit de eu. Da, e clar că am misiunea de aici. Da, mai departe. Nu e problemă la nu a fost problemă la asta. Domnul Matru, Domnul Băbă, pentru? Domnul Ciuvota? Voi vota bugetul în cazul în care se promite în mod solemn că la prima rectificare se vor aloca bani și... Promisiunea trebuie consemnată acolo. Am înțeles. Consemnarea ca la rectificare. Domnul Tribașa, vă v-a întrebat ceva. Dumneavoastră, votați pentru, împotrivă, să vă abțineți. Ok. Domnul Ciuvota. Eu v-am condiționat, v-am spus. În cazul în care se promite că la prima rectificare, așa? Da, da, da. Așa? Spuneți acum și vreau să poftim? Voi vota. Sunteți împotrivă? Vă abțineți? Nu! Dacă vă asumați răspunderea, domnule primar, da, că la prima rectificare se va aloca o anumită sumă de bani pentru cultiv, voi vota. Da, să menționez acum. Și atunci noi vom avea discuții în continuare. Deci acea rectificare care va veni și dă, doamne, să vină cât mai pozitivă și cât mai... mai mare. Eu tot nu pot să o asemnă, tot cum mi-am de fapt. Tot doamne vot. Eu nu pot să spun eu că nu vreau să nu recunosc. Ok, vorba e vorba. Lasă-mă, domnule, o solicitare. Faceți cu mine, mâine și venim cu mâine. Domnule președinte, mare problemă aici. Domnule președinte, Comisia Buget Finanță, am discutat și am zis prima rectificare a revenit. Deci tot noi, domnul primar, la prima rectificare vom da și pentru cultic. În fiecare an am făcut două, dacă țineți minte, două rectificări. Da, da, da. Și 34 chiar. Și în prima tură am avut doar 100 modic la început doar de 15.000 de lei și dacă țineți minte, la sfârșitul anului am avut în jur de 60.000 de lei. Deci am făcut niște rectificări unde am dat la cultic. Până la 60.000, domnul. Ba nu exagerăm din nou. E adevărat, e adevărat. Ce spune domnul? Sigur că da. Dar nu vorbi, domnul Daniel, când ești nervuit și deci continuăm. Domnul Piscu, pentru, contra? Sunt pentru... Mulțumesc. Așa, iar v-am spus, la prima rectificare și dacă avem, să dea Dumnezeu să avem niște bănișori, vom acorda și pentru cult din Mijlus să punem în discuții. Mulțumesc. Pentru că știu că au nevoie de așa ceva. Domnul Manea? Pentru. Da, menționez în procesul de bani. Am trebuit. Domnul Buc? Petru? Pentru. Domnul Sudic? Pentru. Domnul Vici? Pentru. Pentru. Nu pare nicio condiționare, mă? N-am înțeles domnul ce-a votat, mă, ce... Păi, pune-l cum m-ați înțeles. Nu, v-am spus. Cu condiția. Și alta se... Da, se va promite. Dar nu poți, trebuie să dai un răspuns. Domnul Ciuvotaru!
Dar dacă vine să sunt trei variante de răspuns la un ciubodat. Hotărăște-te odată, domnule. Votez pentru, mă abțin sau împotriv. Deci eu nu vreau altceva. În cazul în care nu vreți ca să vă asumați nimeni nicio răspundere, votez împotriv, scurt. Domnul Ciubotaru, gata, dacă va fi... Domnul președinte, gata, am încheiat. Nu vă asumați nimeni nicio răspundere, votez împotriv. Dacă va veni o rectificare pozitivă, tot în comisia bugetului nu votați. Deci nu vreți să menționați. Deci ați menționat așa. Dacă ați menționat așa, votez pentru. Dar și noi, să știu, să vină bani. Deci tot n-am înțeles ce votați. Dacă sunt de împotriv, acum apel. Dacă nu ați înțeles ce votați. Vreți, dar am spus clar, explicit. Eu nu comentez în loc plată. Dar președinte, comisia nu pot să notez nimic. Suntem membri în comisie. Faceți puțină liniște ca domnul Sărățu să facă zgrie. Nu înțeleg, dacă... Vă rog, deci, nu ați, ați făcut mențiunea că la prima rectificare... Da, oameni sunt bun. La prima rectificare... V-ați asumat răspunderea că v-ați aduce bani pentru biserici. Dar am notat asta în procesul de bani. Cum ați spus? Cum ați spus? Ia. Dacă la prima rectificare... Vă asumați răspunderea pentru a da bani la biserică. Da, a răspuns cineva acolo. Într-adevăr, mi-a spus răspunderea. Vă a răspuns domnul președinte la Comisia da. De Buget Finanțe. Ați răspuns domnul președinte. Când da, cu afirmativ. La, dacă va veni rectificarea pozitivă, noi în comisie hotărâm cu față. Dar și eu spus, nu hotărâm, nu hotărâm împotrivă, hotărâm pentru. Nu, sunt în Comisia de Buget, am spus că voi fi de acord cu... Da, domnul Ciușcu, dar am spus dacă va veni pozitivă. Și dacă vine pozitivă, atunci vreți... Dacă nu avem bani, de unde să dăm? Dacă vor fi, vom să... Acolo de unde sunt. Eu votez împotrivă. În forma care este așa. Și eu, da, am menționat. Da, am menționat. Domnul Ciușcu, dar nu știu unde sunt trei. La pentru împotrivă, pentru că sunt multe. Așa, multe. Ce vă mulțumesc? Ideea, nu aveam ce să... Da, e clar. Domnul... Da, soare, domnul Bubucă, ce-au fost? Nu, da, ce trebuie să vă dată. Păi nu, m-au bulversat cu totul. Nu veniți cu solicitările de la, dacă vă așa... Da, domnule, mâinile atunci și gata, da. Da, mâinile atunci. Să vină preoții. Păi veniți, veniți toate pentru vă. Dacă ei nu vin, păi, gata. Să vă mai aici. Sunteți pentru, nu? Da, 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 pentru. Așa că nu vă dă. Deci, câte voturi sunt pentru și câte împotrivă? Trei împotrivă și nouă pentru. Domnul Marius, explicați la domnul consilier, dacă nu se votează bugetul, nu trece bugetul, ce se întâmplă? Dar o trecu, că sunteți mă, nu, nu, dacă votăm toți, se potrivă, ce se întâmplă? Dar peste alea totul, se votează. Deja la ora asta, vă spun eu, deja la ora asta suntem blocați. Deci noi nu putem face plăți, nu putem vira bani. Suntem blocați. Pentru că astăzi, până în ora 12, maxim 1, domnul contabil ar trebui să ajung cu acest buget aprobat în Consiliul Local la Direcția Finanțelor Publice. Dacă nu se dă la... La CJ-ul care se blochează. Da, care asta de la finanțe. Nu se aprobă în intervalul. În cazul în care bugetul local se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat pentru oficială României, foarte amuzant că expirarea acestui interval, finanțarea cheltuielor unităților administrative teritoriale și a unităților de subordonare a acestora, se efectuează în condițiile prevederile articolul 39 aliatul 7 din legea privind finanțele publice locale numărul 273 din 2006, cu modificări și comentarii ulterioare. Legea bugetului de stat pe anul 2018 numărul 2 din 03 ianuarie 2018 s-a publicat în monitorul oficial din 403 ianuarie 2018. Având în vedere că până la data prezentei nu ați aprobat bugetul pe anul 2018, Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bacău dispune începând cu data de 21 februarie 2018 sistarea alimentării cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, până la aprobarea acestuia de către autoritatea deliberativă. În această situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate. Semnează Paul Vicențiu Stupu. Și îmi trimite și Consiliul Județean, dar e aceeași adresă? Nu. Conform articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, având obligația de a supune spre aprobare autorităților deliberative proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, în termen de maxim 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în monitor oficial. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat de autoritatea deliberativă, ar fi trebuit să fie transmis la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău până cel târziu pe 19 februarie 2018, pe suport de TEI și format electronic. Întrucât până această dată, Unitatea Administrativă Teritorială pe care o conduceți nu a depus bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, vă rugăm să luați
toate măsurile care se impun pentru respectarea cerințelor legale. Da, eu inițial nici n-am vrut să țin această ședință. Am zis respect și legea elaltă cu transparența, adică să dăm cel puțin 10 zile pentru dezbatere publică. Am făcut anunțul, l-am postat, l-am scos de pe site, vreau ședința să se țină undeva pe 2 martie, că atunci vinea și doamna secretară nouă. N-am reușit, având în vedere adresele astea, că trebuie să dăm drumul la buget cât mai repede, am urgentat-o și am dat drumul la ședință imediat. Mai multe... Deci, să-l completez pe Marius, să nu-mi conte adresele astea, discuția mea cu direcția conducerii transportului Bacău. Cred că suntem ultima comună din județ care aprobăm astăzi bugetul. Discutăm cu colegi primari la o întâlnire săptămâna trecută. Ei au făcut ședință sâmbătă, duminică. Și întrebam cum le faci tu, pentru că nu aveau datele de la cifrele de la Consiliul Județean și nu le-am telefonic primit, telefonii le aveam și eu. Știam pe presă că o parte din Consiliul Județean vor aduce amendamente și nu am avut curaj nici măcar să spun aici care sunt cifrele pe care le vom primi până când nu știu, am știut oficial de la o serie din Consiliul Județean după ședință, văd să o modifica sau nu să o modifica. Am vrut să respectăm legea transparenței decizionale, să fie măcar 10 zile pe site, așa am publicat-o, așa au fost făcute convocările. Dar în urma discuției cu finanțele și apoi cu adresă și au spus, bun, să nu te blocați, treaba ta, domn primar, n-ai decât să iei drumul București, tu să te duci cu sărmâna la Ministerul Finanțelor să-ți deblocheze conturile. Zicem noi că am dat dovadă și de maximă transparență și de respectarea ambelor legi la limita care a fost posibil. Domnul președinte. Dacă e gata, rog acum pe domnul președinte să o semneze, domnice, și predai domnișoarei contabile să și plece cu tot ce trebuie din punct de vedere a finanțelor, a hotărârii bugetul la finanțe și dacă cumva de e vreo problemă, să mă suni ca să pleci o imediat pe domnul ei. Ne-am luat cu proiectul ăsta de hotărâre ca să fie cât mai urgent și am uitat să spunem la vot la început procesul urmar de la ședința ți-a părdășit. Dar vrea să-l prezinte domnul președinte. Spre aprobare, că l-ați avut prin sală pe aici. Proiectul de hotărâre? Da, da. Să rezolvăm problema hotărârii de stiție, să amplioată să mergem direct către finanță. Așa. Nu de proiectul de hotărâre. Se proiectul de hotărâre înseamnă că la mea așa multe. Și aveți multe legalitate. Da, voi doriți să faceți să rămâneți ție? Nu, nu mai fac. Poți să dai, domnule, și de o pauză? Da, vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 1, și anume proiect de hotărâri privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2018 mai 2018. Inițiator, Consiliul de Primar Comunei Parava. Domn primar, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Ce sunt domnul de el? Da. Expunerea de motive privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2018 mai 2018. Potrivit prevederii articolului 45 alineatul 6 de legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilier local, de primar, viceprimar sau cetățeni. Potrivit prevederea articolului 35 din aceeași lege, rezultă expres că președintele de ședință se alege prin hotărâre pe perioada de 3 luni. În acest sens, propun un proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2018 mai 2018,
care va semna toate hotărârile adoptate în această perioadă. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședință pentru perioada martie 2018-mai 2018, primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Parava, județul Bacău, înregistrată sub numărul 781 din 7-a 2-a 2018, raportul compartimentului de specialitate numărul 780 din 7-a 2-a 2018 și raportul de avizare a comisiilor de specialitate, prevederea articolului 9 aliniatul 1 din ordinanța 35/2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul dispozițiilor articolul 35, aliniatul 1, articolul 45, articolul 47, articolul 115, aliniatul 1, litera B și articolul 117, litera A din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Domnul Pișcu Florin, consilier local, se alege în calitate de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, respectiv perioada martie 2018-mai 2018, care va conduce ședințele Consiliului Local al Comunei Parava, județul Bacău. Articolul 2. Secretarul Comunei Parava va comunica prezidentul autorității instituției prefectului județul Bacău, primarul Comunei Parava și persoanelor interesate. Mulțumesc, domn primar. Cine este Petru? Da, mulțumim. Da. Ați deci aici la discuții voiam să completez eu, dar am luat drept de domnul președinte de ședință. Discuția cu Comisia Buget Finanță de vineri, deci la constituirea Consiliului Local, așa am stabilit în regulă, toată lumea trebuie să treacă cel puțin o dată președinte de ședință și am ales atunci varianta în ordine alfabetică. În discuția cu domnul președinte la Comisia Buget Finanță, am ajuns cumva la o concluzie că n-ar fi fost cea mai bună alegerea noastră. Dacă aveți ceva de obiectat, putem remedia această deficiență, dacă putem numi deficiență. Păi, acum, propriile hotărâri făcut, l-am votat. S-a hotărât, așa. Nu, nu, așa. Ulterior, de acum încolo, nu neapărat să ținem în ordine alfabetică. Propunem noi și... Se propune ședință cine următor președinte, alege care are votul mai mult. Da, eu n-am nimic împotrivă, dar... Da. Da. Domnule consilier, poate voi la toți să treacă, că mai, mai sunt... Păi putem vota! Mai sunt doi consilieri. Urmă facem discrepanță și nu-i frumos. Păi îi propune și... Așa. Mai este domnul eu. Soare, care urmează pe mine, și domnul Tomazei, care e cel mai tânăr. Domnilor consilieri, trecem la punctul 2 și anume proiect de hotărâri privind indexarea ca indicele de inflație al anului 2017 a proiectului de concesionare, respectiv achiriilor pentru spațiul de aflat în proprietatea Comunei Parava. Domnule primar, aveți cuvântul? Da. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2017 a prețurilor de concesionare, respectiv achirilor pentru spațiile aflate în proprietatea Comunei Parava. Având în vedere raportul compartimentului de specialitate numărul 143 din 12-a 2-a 2018, prin care se argumentează necesitatea adoptării unei hotărâri de Consiliul Local privind indexarea cu indice de inflație anului 2017 a prețurilor de concesionare, respectiv achirilor pentru spațiile aflate în proprietatea Comunei Parava, luând în considerare prevederile legii numărul 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu adresa primită de la INAS, propun aprobarea indexării cu indice de inflație a anului 2017 a prețurilor de concesionare, respectiv achirilor pentru spațiile aflate în proprietatea Comunei Parava, după cum urmează. Tendența prevăzută în contractele de concesiune aflate în derulare se indexează cu indice de inflație a anului 2017 de 103,32%. Cuantumul chiriilor din contractele de concesionare aflate în derulare se indexează cu indice de inflație a anului 2017 de 103,32%. Față de acest an, am inițiat un proiect de hotărâre privind indexarea cu indice de inflație anul 2017 a prețurilor de concesionare, respectiv a chiriilor pentru spațiile aflate în proprietatea Comunei Parava, pe care rog să-l adoptați în forma prezentată. Proiectul de hotărâre. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, văzând expunerea de motive a primarului Comunei Parava, de stat, sub numărul 898 din 13-a 2-a 2018, raportul compartimentului financiar contabil din 843 din 12-a 2-a 2018 și avizul Comisiei de Specialitate, având în vedere prevederile articolul 491
din legea 227/2015, privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, și întemeierea articolului 36 alineatul 4 litera C, articolul 45, articolul 47, articolul 115 alineatul 1 litera B și ale articolului 117 litera A din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. În anul 2018, redevența prevăzută în contractele de concesiune aflate în derulare se indexează cu indicele de inflație anul 2017 de 103,32%. Articolul 2. În anul 2018, contul închiriilor din contractele de închiriere aflate în derulare se indexează cu indicele de inflație anul 2017 de 103,32%. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției directorului județului Bacău, primarului comunei Paraba și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Da, avem adresa în care ne transmite indicele de inflație de 103,32% de la Institutul Național de Statistică. Domnilor consilieri, înscriere la cum? Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Mulțumim. Trecem la punctul numărul 3 și anume proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat în anul 2018. Inițiator, profesor de primar al comunii Cromar. Parabă. Mulțumesc frumos. Se spune de motive privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi prestate de persoane apte de muncă beneficiare de venit minim garantat în anul 2018. Domnul consilier, primarea are obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să țină evidența efectuării acestor ori și să asigure instructajul privind normele de tehnică securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local în funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizare și evidența orelor de muncă. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre Consiliului Local. Față de acesta, am inițiat un proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Parava, numărul 939 din 14/2/2018, raportul compartimentului de specialitate numărul 938 din 14/2/2018 și avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Parava, în vederea articolului 6, alineatul 7 din legea 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, în vederea articolului 28, alineatul 3 din hotărârea Guvernului numărul 50 din 19/2011, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederii legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul prevederii articolului 45, articolul 47, articolul 105, alineatul 1 litera B și ale articolului 117 litera A din legea administrației publice locale numărul 415/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Articolul 1. Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat în anul 2018, conform anexei 1 ce face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată în instituțiile proiectului județul Bacău, primarul comunii Paraba și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Și anexa sună cam așa. Pentru luna ianuarie. Domnul primar. Da, bine, dar are studiat, da? Da, studiat, da. Deci dacă sunt obiecții, putem face și un curs oamenii, putem modifica hotărârea. Planul este foarte frumos. Adică, sarcini sunt frumos. Pentru fiecare lună, cu atâția câți avem în listă înscriși, dacă au mai venit, se fac lucrările care nu trebuie și... Pe lângă cele care pot apărea în regiunile UDE. Anul trecut, domnul primar, când am discutat planul de acțiune, ne-ați rugat ca și noi consilieri să facem parte prin rotație din Comisia de Recepție la lucrările respective. Am fost de acord, dar nu s-a mai... Și n-ați fost chemați. Bun. Comisia de Recepție înseamnă instituită în baza unei dispoziții de amendă. Da. Haideți să o dăriți acum. Care dintre noastre vreți să faceți parte, că ulterior o să ieși de această dispoziție? Cum a fost suma natură? Prin rotație, ca să fie toți, prin rotație, tot în ordine alfabetic. Tot în ordine alfabetic. Da, în alfabetic. Bun. Notăm și începând de luna martie.
Cum vreți? În fiecare lună separat sau la două luni sau la trei luni? Lunar. Îți las sfârșitul lunii, procesul de rejecție a lucrării. Oare vreau la un membru de comisie ca să acolo? Nu, dacă e doi consilieri în ordine alfabetică, doi luna asta, următoare doi luni și tot așa, până când suntem în real. Asta am întrebat sub asta. Deci dau emit această dispoziție lunar? Sau la două luni, sau la trei luni, sau cum vreți? Păi nu, faceți un tabel și... Ca să faci o singură dispoziție. Să faci dispoziție în fiecare lună? Nu. Dar nu poți să o faci pentru tot anul? Pentru tot anul. Dispoziția asta. Știi și în luna ianuarie, nu știu, bobo, sau care vine în ordine alfabetic. În luna februarie, următorii doi. Și dacă luna, nu știu, să spunem, dăm un exemplu, aleatoriu, mai, sunteți în comisii și nu sunteți în localitate? Da, noi, în tot e. Se întâmplă odată unul că-i dus din localitate, dus la bare, dus sau știu eu unde, la Doamne Ferește. Nu, eu am să rămân la lucrul ăsta, nu știu de ce, nu mai... Nu, s-a făcut până acum, e bine că s-a luat... S-a făcut tot timpul anții la lucrul ăsta. Pentru mine nu e problemă, chiar e o bucurie, dar și când am mai sunat pe alții, nu puteau veni. Sunt bine detaliate pe programul ăsta, dar avem aici, chiar scrie, în lunile că o să vină primăvara, când într-adevăr e mai mare volumul de muncă. Ați să luați totul în considerare, că mai sunt și bătrâni. Deci, ați spus aici, mai sunt și persoane care sunt în vârstă bătrâni, chiar nu poate să-și facă șanță unul dintre ele, adică să-i punem, că... Păi și-i prevăzut aici, cu prevăzut, da. Sunt, într-adevăr, sunt persoane în vârstă care am observat chiar nu pot să-și curice sanțul sau nu poate să-și facă să-și taie iarba din... Cer la om 90 de ani, 90 ceva de ani. Sau sunt care sunt plecați din localitate și ați văzut casele alea sunt... Nu dau un exemplu lângă mine. Păi, dar s-a mai făcut. Eu când eram chiar care erau casele părăsite, în dreptul nu făceam cu ăștia. Așa. Și acum era de am intervenit pe la bătrâni să-i ajutăm cu lemnii, cu apă, cu... La TV nu. Ați făcut? Când ați făcut? La cine știi tu că nu s-a făcut la Tiuș? Deci eu v-am văzut. Când ați venit? La banul Viorica Victoria. Când ați fost? Acum vreo când mergem noi, tu ești acolo la ea? Dar nu v-a văzut nimeni. Păi de unde știi tu, Daniel, de asta zic? De unde știi tu? Ai vorbit cu doamna? Ai vorbit cu nepotul? Lemnele sunt pline. Prispa doamnei este plină cu lemnele personale. Când am fost noi, dacă mergem acolo în control sau în anchete sociale și la diverse persoane, mergem la fiecare. De exemplu, domnul Tomozea, ieri v-am sunat să-mi spuneți, dacă sunt bătrân, pe lângă dumneavoastră, fără căldură, fără apă, fără ceva, să identificăm unde sunt problemele? Chestia socială este, asta întrebarea mea pun, din satul de aici, de ce nu avem niciun asistat social? N-am nimic în vădut, poate să fie și 100 de trebuie să-i rog eu frumos, au fost și-a renunțat, ce să-i fac? De ce au renunțat? Păi nu știu. Renunțat de aici. Ei trebuie să vină să depună dacă să solicite, dacă au dreptul, bineînțeles. Domnul Blaga, dacă vreți să știți, deci noi monitorizăm câteva cazuri la TEIUJ, deci un caz, o problemă de sănătate destul de accentuată și o vârstă destul de înaintată este Tania Victoria Banu. Da. Pe care monitorizăm și mergem destul de des la domiciliul dumneavoastră. Împreună cu Fundația ADRA, chiar o sprijinim cu materiale de curățenie și cu alimente. Oia care ați văruit casele. Așa, da, și ăla au fost un sprijin și numai la Tania Victoria. O mai fost câteva cazuri. Și la noi tineri bun de muncă. Și la noi tineri bun de muncă, da. Pentru că la noi tineri bun de muncă era un copil. Daniel, vorbește cu prima dată. Era un copil care trăia niște condiții de igienă destul de precare. Și atunci am zis că conștientizăm. Aducând oameni străini în casa ta să-ți facă curățenie, poate măcar o întrețim mai departe. Da? Mai avem un caz pe care nu știu dacă știi sau nu știi. Da. Tot din Mărar, care mi-a rămas singur și... Da? Și acolo cazul e monitorizat. Iar doamna solicita să ținem așa o... Ei, solicitarea mea este alta, domnul Vecilor. Că dumneavoastră cu oameni de la ajutor social, poate le-a spus sau asta, nu în vinovăță sau ceva. Dar de ce nu au venit? Deci nu mi-a strâmb niciodată, măcar odată la două zile. Să mă duc să văd și facem bătrâne aia când vin din Teiuș. Mai trăiesc și spui, poate și au acces afară, în curte, așa.
Deci n-ați fost. Când am făcut eu un pic atunci de zarvă, ați venit în răbdă cu doamna Lin, nu știu pe ce ați mai luat, cine știe ce le-ați mai băgat în cap, ați văzut în mărar cu sări blaga în sus și... Dar chiar deloc, dar chiar n-am auzit discuția. Nu trebuie să vă împingi cineva de la spate, trebuie să vă duceți din conștiința dumneavoastră. Dar chiar eu nici n-am auzit intervenția domnului Blaga. Exact. Deci eu dacă am avut o discuție acolo, am avut... Nu, pentru că ați văzut după ianuarie, de Constituție, atunci ați revenit, la o zi, două. Nu, eu am avut o discuție acolo, eu personal am avut o discuție cu mama lui Costel Soare. Da. Despre cazul lui Tanghileana. Dumneavoastră, cine nu vă cunoaște, dar eu vă știu prea bine și de asta. Dar nu e adevărat, Daniel, mai mult când am trecut noi în ancheta socială, când am trecut noi în ancheta socială, tu erai la poartă la tine și pe aia m-ai întrebat, dar unde ați fost, ce ați făcut? Deci nu știai nimic ce am făcut noi interviu. Și am zis că avem treaba și munca noastră. Eu revin, nu cred că aveți de unde să mă cunoașteți destul de bine. Nu suntem de ce a fost, nu am imaginație, am o viziune deschisă. Știți că mă uit la om, îmi dau seama ce țel de om. Deci nu trebuie să intru mai mult pe amănunte. Domnul consilier Blaga, te-aș ruga din suflet, dacă depistezi cazuri în localitatea ta, de oameni vă sunt anunțe, adu la cunoștința primării, a viceprimarului, nu numai în ședință așa. Uite, domnule, mă duc la X, e bolnav, veniți, vedeți, hai să-l ajutăm. Păi, dacă veni numai în ședință și spune că și la mine am 1000 și una de cazuri, eu trebuie să aduc toate cazuri. Eu le iau pe alea mai generale. E normal dacă vrei să... Păi eu le aduc aici, că e chestia ce ține de mine ca și consilier local, să vă aduc la cunoștință, nu să vă informez. Iar undeva să vă faceți treabă. Te-am sunat la 11 noaptea când eram cu Sărărița Teiuș. Să vii să vezi că suntem prezenți. Ce să vă fac? Să vă împing? Păi uitați, copii. V-ați sunat bine, n-ați spus, dar am auzit și eu. Podorogeana și n-am Teiuș. Bine, domnule. Și mai e o problemă a cazurilor astea sociale. Deci noi intervenim din cazuri sociale și intervenim destul de des. Problema este că aceste cazuri de asistență socială pe care noi le spunem pe aici, nu toate fac obiectul legii asistenței sociale, pentru că mai sunt care au și aparținători. Da? Întâi și chiar avem. Păi chiar sunt cu aparținători. Inclusiv, Andy Victoria are aparținători în sat. Deci ea are două fiice în sat. Cu toate astea, sunt generii, sau mă rog, fost generii care locuiește cu ea. Și un nepot care locuiește cu ea. Bine, că nepotul am înțeles, o ajută destul de mult. La Tandileana, are aparținători, da? Are băiatul care îi aparține, dar mai mult îi ia pensia. Deci îi aparține numai când ia pensia. Păi, și cu toate astea, noi ne ducem și monitorizăm cazul și chiar îi mai chemăm pe la comisii pe aici. Și ca să vă răspund, Daniel, ar fi 8 ore pe zi punctat un om, da? Ia gândește puțin, 30 de zile ori, cât ar fi? De unde aș avea eu toate orele să le folosesc pentru un caz, să zic? De asta, prin sondaj, așa, ne verificăm. Aici am o propunere. 66 de asistență socială sunt tocmai asta. Asta e munca. O listă cu persoane care, într-adevăr, păi, au nevoie de acest sprijin. Deci, vă ajutați cu aia care au aparținător sau care nu ne apucăm de voastră. Nu ai de unde să-și caut treaba mea când sunt deschid în paravan în diverse sate. Știu, de ce nu ați informat la acele persoane care mai fost la acest sprijin? Și ea săraca, așa, la vârsta ei, încearcă de a-și face curățire. Și o vezi că trebuie toată de partizanul pe care l-are pe mea. Spune-o că uiți care aparținători și încerci să o ajungi. Permiteți, referitor la intervențiile astea când e musai, aveți oameni, nu toți odată și nu doar pentru acțiunile astea, dar atunci când e zăpadă, când e greu, poți să fie văzuți mai deopște, pentru că dar degeaba te duci când e bine și frumos, dar nu te duci atunci când omul are nevoie maximă, ploie, nu-i zăpadă. Și, apropo, referitor la asta, de dimineață mi-a spus un domn de la Teiuș, domnul diaconul Dănuț, a spus, pot să-i dau și numele. Da. Mi-a spus să vă spun așa, de ce e nevoie să sune de fiecare dată când intră enită ulița, când ar putea să putea veni, fără să mai fiți atâta rugat și suna? Ok, ați venit odată și eu, fiind fac plătea cu ei câteodată, am trecut acolo și ați dezăpezit până la poartă, dar nu a putut să folosească de acea dezăpezire, pentru că zăpada nu era dată deoparte, era doar tasată, nu știu ce fel a fost reglată lama, dar nu a putut să bage mașina până acasă. Mă rog, ideea asta a fost, puteți să ajungeți acolo. Când a fost zăpada asta mai abundentă și v-a sunat pe dumneavoastră, domnule primar,
La fel am spus și de pe și aici. Nu sunt absurd să începeți cu mărarul, parcă ar fi mărarul, miezul din comuna asta. Dar întâi cu căile principale, bineînțeles, să ajungă copiii la școală, nu aveți știți la serviciu, exact. După care chiar ajungeți și pe uliță, fără să vă mai chemi oamenii. Deci eu nu spun cu rău, dar te spun la modul cel mai sincer. Și noi am avut și tirajul de efect, dar ce a ținut de sărăriță a funcționat non-stop, să spun așa. Într-un final, iar și aici apar probleme, că de ce o folosim? E. Dar unul care nu înțelege sau altul, nu trebuie să fie chiar vremea bună să ne gândim ce facem peste 3 ore. Din potrivă, trebuie să prevenim, da? Dacă acum e soare și frumos, peste 3 ore poate să nu fie la fel. Da? Și de asta să prevenim. Știți, da, o cunoaștem, doamna Tinca Burghere, nu? Baba aia bătrână, ultima casă acolo. Așa. Bun, este plătător de taxă și impozite. Când vine domnul ăsta de la Consiliul Local, la aparatul dumneavoastră, teritorial, cum mi se spune, așa, în fine. U-a-te am parat. Dat la am luat excavator. Unitatea administrativă teritorială, așa. El nu știe că până acolo trebuie să ajungă, până la ultimul cetățean. De ce ajunge până în fața porților lui Duhalmu, Alexandru? Deci, sus acolo, cetățenii ăia doi, a cui rămâne? Deci, Maria Politic și Tincuța Burghelea. Știți dumneavoastră că a ridicat de unde zăpadă, că îngheța acolo că se că volumul de zăpadă nu poate și era zăpada de un metru. Dar eu înțeleg și mai încet, dacă vorbești. Așa, când v-am sunat. Ca să înțeleg. Un pic. Dar tu te pricepi la logistică, la transport, la ce, ca să... Dom'le, ai cum... Deci, utilajul nu putea să împingă zăpada în pantă. Eu spun, mi-am răspuns la punct. De ce nu a ajuns până acolo? Nu a putut să împingă zăpada la deal. Nu a putut să treacă. Da, când am intervenit și m-am dus după el și l-am chemat înapoi, eu putut să răzbată. Până atunci nu. Despre asta era vorba. Să duce și să plimbă din drumul, asta e părerea ta. Și să plimbă din nebun și ardu ca să zice cum combustibilul nu avea. Și el mergea din nebun pe drum. Drumul principal unde era făcut, nu? Greșește drumul. Deci ulițele secundare, nici o uliță desfondată. Vă rog frumos să vă referiți să... Dacă tot v-ați luat... A fost sâmbătă... ...această funcție specie privată, să vă faceți cum trebuie. A fost sâmbătă acolo... Și să respectați fiecare parte. Atât vă spun. A intervenit înspre doamna, cum spune Daniel, și s-a oprit. Nu putea să mai împingă pentru că era zăpada foarte mare. Și am zis, o să întoarcă ce utilaj? Cu ce utilaj? Cu buldescavatorul. Cum nu poate buldo acolo să facă? Sigur că cu goa, cu goa, era zăpada mare, nu putea să împingă. Nu, domnule, era... Cu cupa, nu cu lama. Dar nu cu cupa, pentru că aveam lama. Nu, după ce termin să faci, schimbi și-l pui și după aceea și unii nu pot. Sâmbă la să schimbi unul cu cine. Era cu goa, avea nesăză. S-a urcat cu gorul la gaș și venea la vare cu lama. Nu trebuie să urcă cu lama. Așa, bătrână din zăpadă. Era acolo căzută. Și ele au făcut un tur prin toată comuna să văd așa starea drumurilor. Tăișul începea să-l furtuneze pe la ora 10:30-11. Am vorbit cu utilajul nostru. I-am spus la vreo 2-3 să fie pregătit intervenții. M-am dus și eu acolo. Chiar am și schiat acolo, că e curtea mea preferată. Și l-am chemat special acolo să facă la tanti timp ca accesul dumneavoastră. Da, mă miră. Da, eu am schiat în zonă. Domnul Mare, ne-a explicat situația acolo și cazul, cum era problema, cum ai solicitat-o tu. Așa și deci vă rog, cât v-ați în iarna, poate mai nici cine știți, așa. Să nu mai intervine cu telefon sau să mai aud că până acolo s-a disfundat. El ajunge până în porță la Duharmul și dă rău dinapoi și fuge din nebun pe centru, pe drumul principal, păi, era făcut. Asta e și munca ta, Daniel, să-l informez, că nu putem noi să știm toate. Dar dacă eu strâng după descărăierat și el tot fuge, nu sunt de plan. Ce zic? La Budo, unde are disfundat, Daniel? Nu trebuie să suni în fiecare zi. Plan la Budo, Milică, trebuie să fac... El știe toată uliță. Cineva trebuie să desfac unde necesită. Nu trebuie sunat. Poți să răbdare să suni pe... Să sperăm că va veni mașina noastră și atunci avem lama la mașină și buldul va... Și să sperăm că angajați de acum încolo persoane compatibile. Și să înțeleagă și de consiliu și asta. Uite că domnul... Nu l-am angajat eu pe domnul... Domn primar l-am angajat. Nu, nici domn primar. De-aia sunteți venit. A luat examenul prin concurs, Daniel. De-acolo îi luați prin mână și nevastă. Bine, cu dedicare. Și a fost singur la concurs. Sâmbră a fost exact, da. Dar atunci s-a mai întâmplat cazul. Domnilor consilieri, hai să supunem la vot proiectul numărul 3, și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Mulțumim. Domnule primar, treci la punctul numărul 5, Daniel, dăm voie să vorbesc dacă vrei, dacă nu treci pe un loc cum ești, te rog frumos. Gata. Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a consilier local al domnului Tomozei Ioan. Domn primar, aveți cuvântul.
Își spune motivele la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tomozei Ioan. Domnul consilier, renunțarea mandatului de consilier al domnului Popa Costică, mandatul de consilier local din partea Alianței Liberalilor și Democraților filiala județeană Bacău a rămas vacant. Alianța Liberalilor și Democraților filiala județeană Bacău, prin adresa numărul 657 din 19.02.2018, ne comunică că domnul Tomozei Ioan este propus pentru a fi validat în funcție de consilier local. Studiind lista de consilieri suplianți Alianței Liberalilor și Democraților filiala județeană Bacău, s-a constatat că următorul candidat pe lista alegerilor din iunie 2016 este domnul Tomozei Ioan. În conformitate cu prevederea articolului 31 alineatul 3 din legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Validare constată că a fost respectate dispozițiile legale, fapt pentru care a inițiat un proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Tomozei Ioan, pe care îl supun Consiliul Local spre dezbatere și aprobare. Primarul Comunii Parava, județul Bacău, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunii Parava, citată sub numărul de 1014 din 20.02.2018, raportul întocmit de către Comisia de Validare, numărul, dați, sau ce ne-i dat juridicul? 2073. Bun, să nu uităm să ne cerăm aici. Referatul primarului și al secretarului citat sub numărul de 1013 din 20.02.2018 și avizul Comisiei de Specialitate. Prevederea hotărârii Consiliului Local Parava numărul 31 din 29.07.2016 privind aprobarea regulamentului de funcționare al Consiliului Local Parava, adresa Alianței Liberalilor și Democraților filiala județeană Bacău, numărul 657 din 19.02.2018, înregistrată la Comuna Parava sub numărul de 1012 din 20.02.2018, prin care ne comunică că domnul Tomozei Ioan este propus pentru validare fiind candidat pe lista consilierilor în alegerile 2016. În temeiul prevederilor articolul 31 aliatul 3, articolul 45, articolul 47, articolul 115 aliatul 1 litera B și ale articolul 117 litera A din legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Validează mandatul de consilier al domnului Tomozei Ioan ales în alegeri locale din 5 iunie 2016 pe lista Alianțelor Liberale și Democraților filiala județeană Bacău prin încetarea mandatului de consilier local al domnului Popa Costică. Articolul 2. Cu drept de contestație în instanța de contencios administrativ, în conformitate cu legea 54 din 2004, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicat instituției proiectului județului Bacău, domnul Tomozei Ioan, Alianței Liberalilor și Democraților Filiala Județeană Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Deci adresa al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților Filiala Județeană Bacău sună cam așa. Vă comunicăm, pentru preluarea mandatului de consilier local din partea ALDE, Parava, vacant, prin excludere de partid a domnului Popa Costică, conducerea filialei județene ALDE Bacău susține pe domnul Tomozei Ioan. Domnul Tomozei Ioan este primul suplean pe lista de candidați la alegeri locale din iunie 2016 și a menținut calitatea de membru ALDE și împlinește toate condițiile pentru a deplini funcție de consilier local în Comuna Parava. Vă solicităm să supuneți spre validare preluarea mandatului către domnul Tomozei Ioan, președinte a filialului județenei Bacău, semnează deputat Constantin Avram. După cum știți și din ședințele anterioare, domnul Popa a fost suspendat de către partid, era problema dumnealor, era curtea lor. Partidul ne-a trimis o adresă asemănătoare înainte de apariția ordinului prefectului. Noi le-am comunicat că, de fapt, documentul ce stă la baza vacantării postului de consilier local a domnului Popa îl constituie ordinul prefectului. Nu a ajuns și ordinul prefectului. Dânsul a făcut o contestație prealabilă la instituția prefectului. Avea posibilitatea ca după contestația prealabilă să facă și la contenciosul administrativ. Se pare că nu a făcut-o. Nu știu, n-am discutat cu dumnealui, dar se pare că nu a făcut-o pentru că ar trebui să apară la contencios, nu a apărut. Probabil că de asta și partidul ne-a trimis această adresă prin numirea domnului Tomozei. Mai mult de atât, nu știu ce să vă spun, poate domnul Tomozei poate să ne spună mai multe. Felicitări, bine ați venit! Eu ce vă pot spune? Mie îmi pare rău de domnul Popa, pentru că el singur s-a dat afară din partid și vă spun exact cum s-a întâmplat. Nu vă cerem explicații. Nu, circula un curent pe aici. Circula un curent aici, că eu și cu domnul primar și cu domnul Pișcu l-am... Am bătut la primar, eu și cu domnul Pișcu.
trădători, trădătorii care au fost în comun, au fost cu domnul primar și cu domnul Pișu. Da. Eu cu domnul Abraham am purtat o discuție față în față din momentul în care o candidat este de acolo, de la partidul PC, parcă. Era în campanie la Parava și știu că ne-am întâlnit pe aici, pe fața primăriei și am dat mâna cu dânsul și am stat un pic. Oricum, mă cunosc cu omul de ceva timp, dar n-am avut nicio discuție referitor la vacantarea postului domnul Popa. Direct, nu mă bag în interiorul altor partid, mă văd de-a meu și atât. Și colegii mei de partid, mă interesează restul. Eu nici nu știu unde-i sediul ăla, din Bacău. E lângă sediul tău, pe sediul. Băi, nu e sediul acolo. Dar nici nu. În aceeași clădire. În aceeași clădire. Dar bine, în aceeași clădire. Azi e la etajul 1, pe sediul la 9. Domnilor consilieri, putem invita pe domnul Tomozei Ioan să depun jurământ. Dacă nu sunt comisia de discuții, domnul Tomozei. Trebuia să-l chemam pe domnul Adam. Așa, stai. Cu domnul Cumuresc? Cum la Biblie, dacă vreți. Da. Și pe Constituție, domnul. Și mă întocăm? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Paravea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da. Felicitări, domnule! Felicitări, domnule! Să scăzi jurământul ăla trebuie să spun la sfârșitul mandat. Auzi, cine e următorul pe listă după... Domnul Geri. Dacă aș rădinești să nu știu ce aș lițează, vă mai spun, v-am spus că în joia am să nu pot fac reprezentare. Da, promă. Felicitări, domnul. Pauză. Felicitări, domnule. Domnilor consilieri, haideți să vă citesc ceva, ca să nu spuneți că eu am eu ceva cu cineva sau... Acum am zis, mâine din 2000, domnule. Da. Da, puteți mă citi. Da, voi poți citi. Articolul 40 spune, este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilieri prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală. Deci nu poți să zici goală pe tractor că e scaurul ăsta sau nu știu cine. Bă, deci dacă strângi după el și se uită deci, și te vede în oglindă și el tot fuge. Daniel. Vorbim civilizat la ședință, ce avem la diverse, după filmare, sir, așa, nu e document întreagă că facem un descrierat după buldo sau nu știu cum. Da, la, își face datoria cât poate. Trebuie să insistăm și noi, consilierii, unde când vine...